Stadionul va semăna cu cel de la CFR Cluj. Vor fi 7400 de locuri pe scaune. Primarul susține că o astfel de ofertă nu putea fi refuzată. Vechiul stadion riscă să se prăbușească în câțiva ani, iar de bani de modernizare de la bugetul local nici nu poate fi vorba. Am cerut să ne construiască acest stadion, după care vom concesiona terenul pentru construcția supermarketului. Lugojenii au auzit de planurile primăriei și mulți dintre ei sunt de acord cu inițiativa edililor. Odată cu deschiderea hipermarketului se vor crea noi locuri de muncă, iar noul stadion va avea vestiare moderne, nocturnă, dar și pistă de atletism. Super! Mi se pare foarte, foarte bine. E și pentru dezvoltarea orașului, Lugoj? E un profit pentru ăștia care mai fac, eu nu știu ce, că nu-s destule pe aici. Ajunge cât să tot facă, că lumea tot n-are bani să cumpere. Să-l facă, dacă îl face firma și nu-l face primăria din banii noștri. Ca să se apuce de treabă, retailerul are nevoie de acordul consilierilor locali. Firma a stabilit o întâlnire cu aleșii peste câteva săptămâni. Demolarea vechiului stadion și construirea celui nou ar urma să dureze câteva luni.